În ediția de ieri, în stilul său caracteristic, David comenta alături de Ștefania evoluția cuplului Mihai Bianca. Cât de măreață erai tu pentru el? Și acum, Ștefania, eu? Nu, niciodată. Cum ai să ai trei femei și să le ai în casă pe toate și îți plăceau toate? Și acum, na, îți place doar aia de cu tine. Deloc nu l-a interesat Bianca, deloc. A zis că da, dar mereu se uita la tine, se uita spre tine, adică el era tot cu tine în gând atunci, era clar. Era clar și că vor ieși scântei. Asta pentru că David nu s-a ferit să-l acuze pe Mihai că Bianca a fost o opțiune de conjunctură. Nici Andra nu mai putea salva situația. Am spus că Ștefania fiind încă prezentă în casă, poate că el voia să se îndrepte către Bianca, dar... Din respect. Din respect pentru Ștefania, a preferat să nu o facă. Adică nu faci deci ce simți, faci... erau sentimente. Și cu siguranță nu ești tu în măsură să vii să spui, hai, explică-ne și nouă. Dacă m-ar interesa, te-aș întreba ce ați discutat până la capăt, dar nu mă interesează. Nici tu nu ești importantă pentru mine. Păi tocmai, ideea asta e, dacă nu sunt, ar trebui să nu vorbești. Și atunci de ce vorbești? Îmi dai importanță când vorbești despre mine, să știi, și mă simt chiar foarte bine. Tocmai de aceea nu am nimic de acuzat. Controlează-ți cuvintele. David, controlează-ți cuvintele. Atitudinea lui Mihai și a Biancăi în fața comentariilor lui David a fost apreciată de către Andreea imediat după terminarea emisiunii. V-am văzut așa puțin tensionat, mai ales pe tine, nu te-am văzut niciodată atât de acid în vorbe și... Păi când se fac acuzații, era acuzat. Dar nu te enerva? O să fie bine, o să vezi. Ești foarte încrezător în ceea ce spui, știi, și ai niște replici foarte bune, deci... Păi nu are, da, vreau să vorbim față în față. Nu, mă deranjează mult când se vorbește în absență. Am venit aici să cunosc o persoană. Așa că Mihai a simțit nevoia să-l confrunte direct pe David. Zici după, dar îmi spui, poți să vorbim în detaliat după. Suntem aici în un stop. Și când simți să vorbești, atunci vorbești, mai ai făcut-o și tu. Păi nu, dar să mă conțești pe... Am considerat-o așa, ca o trădare. Nu mă interesează ce faci tu cu Andra, chiar mă interesează și asta e părerea mea. Nu te înțeleg pe tine. Și acum că a venit Ștefania, mi-am făcut o părere. Pentru a fi nepotrivit și am făcut-o prea mult eu. Crezând că e potrivit, dar nu e. Când ești potrivit, trebuie să-mi purgă. Eu vreau acum să înțeleagă dacă tu ai fost în negociere sau nu. Da. E declar că a simțit. Cum se simte, acum nu simt și din partea cealaltă. Pentru discuția asta trebuie să fie și ea prezentă, pentru că e vorba de ea. Acum trebuie să fie prezentă și așa de persoană. Ca să poată dormi liniștit, David ținea neapărat să afle de la Mihai dacă într-adevăr acesta și-a încheiat toate socotelile cu Ștefania. Ștefania vrea să știe ce era din partea ta. Și eu la fel, nu înțeleg. Eu acum sunt orientat spre altceva, să vedești, cu altcineva și nu mai are rost să mai deschid subiectul. Păi dacă tu ai fost implicat cu Ștefania, automat îmi permis să vorbesc cu Ștefania despre tine. Nu este o bârfă și mai ales nu scot în evidență ceva rău. Am spus doar ce s-a întâmplat. Pentru nu e un atac. Nu este de față să-și apărarea, este o bârfă. Tu ai impresia că sunt atac și nu știu de ce. Și eu nu înțeleg cum un bărbat îndrăgostit... După trece la altcineva într-un timp foarte scurt, pentru că ai părut foarte îndrăgostit de Ștefania. Dar totul s-a terminat. Și acum te bași cu Bianca. Măcar trăiește cu Bianca, dar tu nici cu Bianca nu faci nimic. Afară la fel făceai, acum pe bune. Trebuie să lua o lună să-i săruți. Astea-s circunstanțele aici. Și acum Bianca este foarte importantă pentru tine. Așa și? Deci ai avut trei femei foarte importante, acum le ai pe toate trei în casă, și? Dar totuși celelalte nu mai sunt așa importante. Unde s-a pierdut? Adică de ce se schimbă? Atunci Ștefania, lasă-mă să vorbesc. Cu Ștefania, la fel, ce încredere când eu încercam să o ajut și o apăram în fața tuturor oameni și ea mă făcea să mă simt și mai jos, și mai jos și ca la final să mă și numească cum au numit atâția oameni de afară. Și uite-te puțin la relația între mine și Bianca, în care, deși zilele ne spunem ce nu ne convine, nu simțim să renunțăm unul la celălalt. Cu mine încep? Cu mine începem? Aș începe cu Ștefania și cred că acum ai și un răspuns de la Mihai. De ce s-a purtat așa? Pentru că l-ai rănit foarte tare. Apropo de remarca aceea pe care ai făcut-o, știi că am mai discutat? Da, am mai discutat. Cred că scopurile mele au fost altele în momentul acela, ba chiar să-l scot din postura în care era pus. Și în aceeași măsură cum erau oameni pro și contra în legătură cu noi, același lucru pot să spun că se întâmplă și cu Bianca. Adică întotdeauna, fiind persoane publice, sunt persoane care sunt de acord cu alegerile noastre și persoane care nu sunt de acord. Adică nu e ca și cum pentru mine ai fost ceva, ai făcut ceva special. Ai ales pentru că așa ai vrut tu, nu contra altor oameni de acasă care urmăresc emisiunea. Același lucru se întâmplă și în cazul cu Bianca. Adică nu e nimic
wow, ai ales ce ai simțit la momentul potrivit, la fel și acum. Ăsta nu-l pot lua ca pe un reproș sau că ai făcut ceva wow pentru mine. Sau cel puțin nu în viziunea mea. Eu am nevoie de alte demonstrații din partea unui bărbat. Nu că spun nu știu câte mii de persoane nu și tu faci da. Asta se întâmplă... Bun, vorbea despre susținere. Cât te-a susținut într-un moment în care erai atacată. Da, un bărbat își susține totdeauna partenera. Da, clar, e ceva normal. Aia am zis, nu mi se pare ceva wow, ești din comun, e primul lucru pe care l-a... și o femeie la fel, adică mie nu-mi place să reproșești, tocmai de aceea nu o voi face, dar la fel și o femeie își susține bărbatul și un bărbat își susține femeia. La noi e mult spus femeie și bărbat, că au fost, nu, n-au fost mare lucru ce s-a întâmplat între noi atunci. Când este potrivire, femeia trebuie să simtă femeie lângă bărbat și invers. Bărbatul bărbat lângă femeie. Da, clar. Și ar trebui să vină lejer de la sine. Corect. Sunt de acord cu tine. Potrivire n-a fost. Păi. Nu, nu-l contrazic și n-am contrazis niciodată acest aspect. De-ar fi fost potrivire, eu n-aș fi plecat. De-ar fi fost potrivire, aș fi luptat mai mult. Nu ești nici tu de vină, din punctul meu de vedere. Nici eu nu sunt, pentru că am încercat, dar fiind foarte realistă, am pus punct acolo unde am simțit că nu merge. Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Dacă tu ai fost rănit și știu că ai fost rănit la un moment dat, mi-a părut rău și din suflet mi-am cerut scuze. Nu, adică nu, atâta vreme când nu a fost intenție și eu știu că nu a fost, nu e loc de... Da, o să ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de